este, avem trei primiri de de timp și nu sunt încă două puncte. Dacă sunteți de acord cu sprintarea urmării, este vorba de proiectul de lege privind scoaterea de circuitul agricol atelierului din Siri și Municipalitatea de Curare și scoaterea de circuitul agricol atelierului la Fânta unei va fi rezervorul la atelier. Din scoaterea de circuitul agricol, da. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării după realizarea achiziției publice la extindere, reabilitare, modernizare, dotare de sanitar urmat, statucașul, comunacașul de subacol. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Cașin, poziția 125 și poziția 331. 4. Proiect de hotărâre privind producerea în domeniul privat al comunei, monument centenar, monument cu cruciul de mesteacă. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului de comunului aparținând domeniul public al comunei Cașin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Cașin. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de înscriere a datelor în registrul agricol și a măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 8. Raportul Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economico-Financiară, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț. 9. Raportul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. 10. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 11. Raportul Viceprimarul Comunei Cașin. 12. Rapoarte de activitate a Consiliului Local. 13. Propunerea Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei. Și celelalte două proiecte pe care v-am făcut acolo documentare. Sunteți de acord? Domnul primar, prezintă. Privind proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cașin pe anul 2018 la venituri și la cheltuieli cu suma de 90.000 lei, după cum urmează. Capitolul 040204. Cote defalcate din impozitul pe venit, suma de 90.000 lei. Cheltuielile bugetului local, suma de 90.000 lei, sunt repartizate astfel. Capitolul 51.02.01.03, autorități executive, 39.000 lei. Capitolul 67.02.05, cultură și sport, 30.000 lei. Capitolul 70.02.06, la public, 21.000 lei. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentul bugetului contabilitate de venituri, în termen de 10 zile de la data adoptării, de către secretarul comunei. Articolul 3. Compartimentul buget contabilitate de venituri și achiziții publice, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. O să vă citesc expunerea motivului primarului. Subsemnatul Sorin Galin, primarul comunei Cașin și ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 90.000 lei. Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 90.000 lei, după cum urmează. La administrație publică locală cu suma de 39.000 lei. La cultură, reperire, zice, cu suma de 30.000 lei. La inima public cu suma de 21.000 de lei pentru iluminatul public care vizie inima public. Asta este rectificarea. 90.000 de lei am primit la Consiliul Județean, rectificarea de lucru care a făcut cu ei. Fapt, i-a primit din nou, a ajuns banii. Sperăm să, dacă nu-i bag azi, mâine, după sărbători. Acum că e posibil că am făcut 27-28 de lei, iar nu lucrează. Adică lucrează ca cu ușurile închise. Dar locul de avizare, mă doar. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicană, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată.
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după realizarea achizițiilor publice a investiției extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul uman, sat Cașu, comuna Cașu, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă actualizarea devizului general după realizarea achizițiilor publice a investiției extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul uman, sat Cașu, comuna Cașu, județul Bacău. Valoarea totală a investiției actualizată cu TVA fiind de 465.015 lei, 3.375 de bani, din care cheltuielile eligibile 399.333 lei, coșarea a treia de la bugetul local. Articolul 2. Devizul general este anexat la prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre, primarul Comunei Cașin și instituție prefectului județului Bacău. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general după realizarea achizițiilor publice, investiției, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul uman, sat Cașu, comuna Cașu, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, publicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin, numărul 31/1999, prin care se modifică poziția numărul 125 și se completează cu poziția numărul 331. Hotărâre. Se aprobă inventarul bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 31/1999, prin care se modifică poziția 125 și va avea următorul cuprins. La poziția 125 avem reconstruire pod ras cu șoși pietonal, peste părâul Culița, la Tărcuța Aurel, sat Culița, comuna Cașin, județul Bacău. În satul Culița, comuna Cașin, s-a făcut acest pod, cu lungime de 18 metri, numărul deschide este una, cu lungime de 18 metri, lumina podului de 16,5 metri, lățime totală de asformă, suprastructură 3,5 metri lățime, pentru asigurarea circulației, rutiere, 3,2 metri pentru lățime și maxim 3,5 tone. Acel pot ține, nu 3,5 tone, ține mult mai mult, dar noi l-am limitat la 3,5 tone ca să nu fie probleme cu viitor. Infrastructura podului este acoperită din două culei necate în beton armat, fundate direct, fundate indirect. Culeile s-au fundat indirect prin 10 micropiloți metalici cu fișa de 6 metri solidarizați la partea superioară prin radier de beton armat cu grosimea de 1 metru. Elevația culeii este de 1 metru, iar înălțimea zidului de gardă de 0,72 metri. Suprastructura este formată din grinzi metalice profil I, având în secțiune traversală 3 grinzi dispuse la distanță de 1 metru. Înălțimea grinzilor metalice este de 750 mm. Calea de pod este formată din podină de rezistență metalică, din tablă striată de 8 mm grosime. Solidarizarea podinei de structură metalică de rezistență se realiza prin elemente metalice UAP, dispuse la 50 cm. Raportarea operațiunii s-a realizat cu sferturi de pod. Deci, valoarea de inventare a acestui pod este de 321.146,82 lei. Iar la poziția 331 se introduce extindere de rețea electrică strada Primăverii, comuna Cașu, județul Bacău, s-a terminat acea extindere, cu lași în funcțiune. Această extindere, vă mă citesc în detaliile identificare la extindere, vă citesc. În satul Cașin, strada Primăverii, punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 de volți, la premiile de racordare, la stâlpul SC1/1/89, Onești. Extinderea 3A04 kV, circuitul 1, zona PT89 Onești, 20/04 kW, de la stâlpul de tip TC10002, circuitul 1, existent pe lungime de aproximativ 700 metri, cu două circuite proiectate, montate pe stâlpuri comun, cu conductoare torsadate, 50+3 ori 70 mm² și 30+1 ori 16 mm², din care 400 metri în sensul de deplasare spre Onești, strada Primăverii, și 300 metri în sensul de deplasare spre Cașin. Circuitul pentru distribuția publică este realizat cu conductoare torsadate, 50+3 ori 70 mm²
va fi disluată de primul mandat de către 10 delegați GRID SA. Circuitul pentru livrarea publică este realizat prin conductoare torsadate, 50+1 ori 16 mm pătrați, va fi în gestiunea și exploatarea comunei Cașu. Stâlpul de acordare SC 10002 și ultimii stâlpi a extinderii rețelei de joasă tensiune sunt preluați de la o priză de pământ cu valoarea de 10 ori. Prezentul hotărârii se comunică primarul comunei Cașu, prefectul județul Bacău, compartimentul buget hotărârii de venituri și agenții publice și Consiliul Județean în termen de 10 zile de la data adoptării. Valoarea de inventare a acestei rețele este de 101.642,27 lei. Comisia pentru Programe și Dezvoltare Economică Socială, Bucăie Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Cașu și Vitejul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașu numărul 31/1999, din care se modifică poziția numărul 125 și se completează cu poziția numărul 331, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Cașu și județul Bacău, prin includerea domeniului privat a poziției numărul 11 și a poziției numărul 12. Articolul 1. Se modifică și se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Cașu și județul Bacău, prin includerea poziției numărul 11 și a poziției numărul 12, cum urmează. La poziția 11, se include monument centenar dedicat de râul căzut în luptă din primul război mondial, elemente de identificare. În satul Pulița, în zona Sticlăriei Buziști, suprafață construită de 1,44 metri pătrați, din piatră naturală, gresie de oituz, de culoare crem deschis cu nervuri cărămizii. Monumentul este alcătuit într-o cruce monobloc de piatră sculptată, pe fața principală, cu frunze de laur, stilizate de circa 1,65 metri înălțime și două socului placat cu aceeași piatră. Pe primul socul placat de piatră se află sculptat un steag, simbol al primului război mondial, încadrat în frunze de laur și stejar. Dimensiunile sunt de 0,8 metri, ori 6,06 metri. Pe al doilea socul, de dimensiuni aproximative, de 0,6 metri, ori 0,5 metri, se află sculptat o casă de soldat român, din primul război mondial, conjurat de laur și osare. Pe socru este personalizat mesajul comunității locale a comunei Cașu. Valoarea de inventar acestui edificiu este de 22.600 lei. La poziția 12 se include monument centenar, monumentul crucilor de mesteacă. În satul Cașu, pe o suprafață de 5 metri pătrați, teren situat în Sărnanul comunei Cașu, în Tărlaua 12, parcela 249, proprietar Bădigoi Eleonora, acel teren pe care este situat, e dat comunei Cașu, masprăvața rământ, o perioadă nedeterminată, dispozitată cu perioada existenței acelui monument, prin dat de donații, de doamna Bădigoi Eleonora. Numai terenul la unde e multă teren. Unde este monumentul. Așa, din piatră vreste de oitus, de culoare crem, deschis cu nervuri crămizii. Locul de piatră este sculptat pe fața principală, o cască armată române, cu frunze de laur și sabie și cruce frizate. O placă memorială încastrată în monobloc și crucea creștină săpată și încastrată placă de culoare deschisă. Pe partea stângă a monumentului este gravată o strofă într-o poezie simbolă. Valoarea de inventar este de 6.900 de lei. Da, raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Bugete Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al Comunei Cașu și județul Bacău, prin includerea în domeniul privat a poziției numărul 11 și a poziției numărul 12, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Cașu și județul Bacău, este vorba de același proiect de hotărâre care l-am citit, cu modificările care s-au făcut în inventar. Da. Și
modelul Poziției 13. Așa. Pe extinderea țelei... Comisia a fost unită, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea centralului bunului și aparținând domeniul comunitar de comunicașul Cetul Bacopo, cer că acesta este necesar și o comisie oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publicului locale numărul 200.000.000 publicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem proiectul local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunului aparținând domeniul privat la comunicașul Cetul Bacopo. Articolul 1 se însușește inventarul bunului care acoperește domeniul privat al comunei Cașului de Bacău, conform anexei ce face parte integrată în prezenta autorului. Articolul 2, secretarul comunei va comunica prezenta autorului compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, compartimentului agricol, primarul comunei Caș și prefectul de Bacău. Este vorba de cele două mici modificări cu domnul meu. Da. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțare, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, să analizăm proiectul de hotărâre privind construirea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al Comunei ca și Județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind analiza stabilului de înscriere a datelor în Registrul Agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Articolul 1. Se aprobă stabilirea măsurilor pentru eficientizarea completării și ținerii la zi a Registrului Agricol ca urmare a analizei stabilului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2015-2019 și după cum urmează. Stabilul de înscriere a datelor în Registrul Agricol. S-a realizat înscrierea datelor în Registrul Agricol conform ordinului numărul 218/4 / 1037/2017/1538/2018/437/1386/2018/1582/2017/1582/2018 pentru aprobarea numărilor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019. În proporție de 75%. Cetățenii care vin la impozite și taxe vin și la compartimentul agricol pentru înregistrarea datelor în Registrul Agricol. Măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Întocmirea și ținerea zi a Registrului Agricol se organizează conform ordonanței de guvern numărul 28/2008 privind Registrul Agricol modificat și completat prin legea 54/2017, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, conform normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019. Doi. Continuarea înregistrării la pe suport de hârtie, cât și electronic, pentru a se realiza concordanța între ele și baza de date de distanță. Responsabil. Comănești Milica, referent superior, agent agricol, completează Registrul Agricol pe suport de hârtie. Mocanu Pavelina, inspector superior, verifică concordanța între evidența registrului sub formă electronică din cele pe suport de hârtie. Completează Registrul Agricol în format electronic. Termen permanent. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre de persoane nominalizate la articolul 1, primarul Comunei Caș și prefectul Județului Bacău în termen de 10 zile de la data adoptării. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie de Comunală, Protecția Mediului și Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aplicarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului stației epurare, ce aparține domeniul public al Comunei Cașului de sub Bacău, poziția numărul 229 în inventarul bunurilor ce aparține domeniul public al Comunei Cașului de sub Bacău. Articolul 1. Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului stației epurare în suprafață de 17.807 m² situat în T5, parcela 43/567, parcela 43/571, parcela 43/572 și parcela 43/573, cu numărul cadastral
62.716, ce aparține domeniul public al Comunei Cașinuț, Bacău, poziția numărul 229, în inventarul bunurilor ce aparține domeniul public al Comunei Cașinuț, Bacău. Articolul 2, secretarul Comunei va comunica prezentul autorului primar al Comunei Cașinuț, prevenim de sub Bacău, doamne comunici Unica și oricăror persoane interesate. Este vorba că acel teren va fi stație de curare. Practic, că pentru stație trebuie 7.000 metri pătrați. Noi am cumpărat 17.000, că puteam cumpăra numai 7.000, adică picam undeva la jumătatea, știți că aveți puțin terenul la oameni și puteam să văd un oameni și cu șămânia cu fractele. Și am trebuit să scoate 7.000. Am luat decizia să scoate buton și butoare. Poate în viitor mai facem un proiect acolo în zonă. Știu, se poate face ceea ce cere spunem de mediu, un bazin, zic așa, unde se scoate tot gunoiul de graș, din așa, la formă, da, la formă pentru așa ceva. Și ca să nu, apoi să fim nevoiți să scoate în ciclu agricol, scoate cu tot. De prima, ca să fim siguri să mai facem o altă documentație, că este destul de costă situație, știți? Trebuie să facem și studiu pedologic și sunt bani de cheltuiești pentru scoate în ciclu agricol. Eu am promis la cei de la CRAP până cel de 10 ianuarie, noi vom scoate în ciclu agricol. Mi-a promis și la Direcția Agricultură în bani de toată. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugete, Finanțe, analizând proiectul de hotărâre de privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului stației epurale ce aparține domeniul public al Comunei Cașinu, județul Bacău, poziția 229 din inventarul bunurilor ce aparține domeniul public al Comunei Cașinu, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Și al doilea raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugete, Finanțe, analizând proiectul de hotărâre și prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului rezervor apă ce aparține domeniul public al Comunei Cașinu, de sub acolo poziția 330 în inventarul bunurilor ce aparține domeniului public, al Comunei Cașinu, județul Bacău, consider că acest proiect este necesar și oportun. Conform prevederii articolului 44 de legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului rezervor apă ce aparține domeniului public al Comunei Cașin de sub Bacău, poziția 330, în inventarul bunului ce aparține domeniului public al Comunei Cașin de sub Bacău. Articolul 1. Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului rezervor apă în suprafață de 45 metri pătrați arabil extravilan, situat în tarlaua 61/1/3/2 și 1759 metri pătrați arabil extravilan, situat în tarlaua 45, parcela 1212, număr cadastral 62.643, cu numărul cadastral 62.616, ce aparține domeniul public al Comunei Cașinu de Bacău, poziția numărul 330, în inventarul bunului ce aparține domeniul public al Comunei Cașinu de Bacău. Articolul 2, secretarul Comunei va comunica prezentul autorului primarul Comunei Cașinu, prevenim de Bacău, doamnei comunici unii, ca și oricăror persoane interesate. Da. Raportul de avizare a fost prezentat. Da? Nu, sunt la parte de raportul viceprimarului, da. La parte de comisie și a consiliului local, da? Și propună legătul. Raportul comisiei de învățământ, sănătate și cultură. Raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Din comisia sunt menționate fac parte următoarele persoane. Roșu Constantin, președinte Comisiei, Nichifor Adima, membru Comisiei, Adrian Eugen, membru Comisiei, Coman Gheorghe, membru Comisiei, Dănescu Gheorghe, membru Comisiei.
În perioada 17 ianuarie 2018, 20 decembrie 2018, au fost un număr de 16 ședințe de Consiliul Local, având un număr de 91 proiecte de hotărâre, din care un număr de 51 proiecte de hotărâre fiind repartizate comisiei subvenționate pentru a fi analizate și supuse aprobării în ședințele de Consiliul Local. La începutul anului 2018, în luna februarie, a fost supus spre aprobare bugetul local, acesta fiind în sumă de 4.038.000 lei, ca în luna iunie 2018, să se mai modifice încă o dată pe baza proiectului de hotărâre, acesta fiind în sumă de 426.000 lei. Domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, întrucât bugetul Consiliului Local pe parcursul anului 2018 s-a modificat aproape lunar, aprobând în ședințele de Consiliul Local rectificarea bugetului, acestea fiind un număr de 10 rectificări pe capitole și compartimente, sumele aferente fiind cheltuite pe baza unei documentații ce stă la baza acestora. Întrucât cele 51 de proiecte de hotărâre repartizate din comisie sus menționate au fost dezbătute pe parcursul ședințelor din anul 2018, acestea nu au mai fost reluate în raportul activității pe anul 2018 de către comisia sus menționate, fiind de găsit în raportul sau procesul verbal întocmit de secretarul comunei sau la compartimentul de specialitate buget finanță. Fiind la sfârșit de an, membrii comisiei sus menționate urează tuturor funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local Cașin, celor de la televiziune care au stat cu obiectivul pe noi la, aproape la fiecare ședință, multă sănătate, sărbători fericite și tradiționalul la mulți ani. Da, pentru că învățăm în urmăresc. Da. Am să scriez în raportul de activitate Comisiei pentru Sănătate, Învățământ, Cultură, Producție Socială, Activități Sportive pe anul 2018. Acest raport a fost întocmit în baza articolului 50 aliniatul 3 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locale, precum și articolul 20 aliniatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Conform legii 215 pe 2001, articolul 39 aliniatul 1, Comisia pentru Sănătate, Învățământ, Cultură, Protecție Socială și Activități Sportive analizează și avizează toate proiectele de hotărâre pe aceste specialități în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a acestor proiecte. Comisia este formată de următorii consilieri: Zbârcea Gheorghe, președinte, Voproiu Vasile Chică, Unicuță Sandu, Băncilă Iulian și Dragomir Gheorghe. În anul 2018 au fost analizate și avizate de această comisie un număr de 24 de proiecte de hotărâre, după cum urmează. Aici, pe fiecare ședință, care au fost aceste proiecte, am să spiculez din fiecare pentru învățământ, organizarea și funcționarea rețelei școlare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Pentru cultură, religie, asistență socială s-au alocat peste 656.000 de lei, bibliotecă, cămin cultural, culte, biserici, asistență socială, iar pentru sport, suma de 50.000 de lei pentru cele două echipe, Viitorul Curița și Măgura Cașin. La fiecare ședință a fost inițiat un proiect de hotărâre de către domnul primar. Ele au fost aprobate, discutate și aprobate, avizate. Așa. Nu să vă mai amintesc. În toate aceste ședințe, consilierii comisiei au luat cuvântul, au venit cu propuneri pentru ca aceste hotărâri inițiate de domnul primar Comunei Cașin să fie implementate. Toate sunt, aceste proiecte sunt trecute în acest raport la fiecare ședință la care a avut loc. Vă mulțumesc mult, vă urez multă sănătate și sărbători frumoase. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Comisia de Administrație Publică Juridică, favorarea ordinii și juriștii publice, a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local Cașin, are următoarea componență. Flintoacă, Răceanu Cică Marin și Drău Adrian.
În perioada ianuarie 2018 noiembrie 2018 au fost convocate 6 decembrie 2018 au fost convocate 6 ședințe ordinare, 9 ședințe extraordinare, 3 ședințe de muncă, în cadrul cărora au fost dezbătute și aprobat un număr de 78 de proiecte de hotărâri cu 25 de rapoarte de avizare de către Comisia Juridică. Pe parcursul anului 2018, pe rolul instanțelor de judecată, au fost înregistrate un număr de 41 de dosare noi, în care o ATK și este parte. Pe rolul judecătoriei Onești, 32 de dosare, pe rolul Tribunalului Bacău, 7 dosare, pe rolul Curții de Apel, 2 dosare. Alături de aceste dosare noi, pe rolul instanțelor de judecată, sunt și dosare în derulare din anii precedenți. Majoritatea acestor dosare au ca obiect modificare titlului de proprietate, parte fiind Comisia Locală de Aplicare a Fondului Funciar Cașin. În ce privește ordinea și liniștea publică, în colaborare pe care o avem cu postul Cașin, vă informăm că la nivelul comunei s-au aplicat A. Sancțiuni contravenționale 198, din care 70 amenzi de circulație și 3 permise de conducere reținute, 112 amenzi aplicate conform legii 62/1999 ordine publică, 7 amenzi aplicate conform legii 171/2010 transport de material nemnos, și aici au fost confiscat 8 metri cub de material, 9 amenzi aplicate conform legii 12/1990 privind activitățile comerciale ilicite. B. Au fost instrumentate 72 de dosare penale care au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Onești, astfel 7 dosare penale de circulație rutieră, din care 2 dosare penale pentru conducere pe drumurile publice fără permis de conducere, 2 dosare penale pentru conducere în stare de ebrietate, 3 dosare penale pentru conducerea unui autovehicul nematriculat. Avem un dosar penal pentru înșelăciune, 17 dosare penale pentru furt, 22 dosare penale pentru lovire sau alte violențe, 25 dosare penale pentru infracțiunea de amenințare. Agenții Postului de Poliție Cașin, conform analizei anuale, au constatat o creștere de la an la an a cazurilor de infracțiune cu violență. Acest raport a fost realizat în conformitate cu articolul 50, aliniatul 3 din legea 393/2004 actualizată, privind statutul aleșilor locali, a articolului 51 din legea 215/2001 administrației publice locale actualizată și de asemenea de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Da, mulțumim. Și raportul domnului, domnule primar, doamna secretar, domnul și domnul consilier, dragi cetățenii comunicași. În calitate de viceprimar, îmi desfășoară activitatea în baza atribuțiilor cadrite potrivit legii numărul 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a celor alte acte normative în vigoare și dispoziție numărul 149/2018, emise de primarul Comunei Cașin. Subordonatul primarului Comunei și autorului de toate acestea, percepția generală este aceea că viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele locale și să implice în rezolvarea acestora. Informez cu acest direct că activitatea pe care o am desfășurat în această perioadă sunt rotul muncii în echipă alături de salariații din primărie. În conformitate cu legea 416/2001, am repartizat și încălăgat beneficiarii de bilbunii garantat, care sunt acții de muncă și sunt obligați să prețeze ordine de muncă stabilite de lege. Am urmărit situațiile de lucrări efectuate, fondajul lunar și procesele verbale pentru acestea. Activitățile de ridare răspunzătești, cu beneficiarii legii 460/2001 s-au evitat permanent în funcție de planificarea acțiunilor și lucrărilor de interes local, dar și în funcție de alte acțiuni și lucrări care necesitau rezolvare. Câteva activități realizate prin beneficiarii DNG, ecologizare de loc și ecologizare, ecologizare zona Nerocomunici, ecologizare zona Cuciur, ecologizare în zona Cultural Polițan, ecologizat și posibil DG 115, ecologizat și posibil DG 127, am deținut rondul cu flori în centru civic, prin comandarea șanțului de la Cuciur până la Izvorșimea pe marginea de DG 115, comandarea șanțului din fața primăriei și a Camionului Cultural, Cașin, comandarea șanțului ce mărbinește de DG 115 în fața locului de joacă pentru copii din Cașin, comandarea rigorului de la Cusa Sfinție SMA dintr-o căuță mică până la DG 115, ecologizarea permanentă a locurilor de joacă pentru copii din Cașin și Polița. Am răspuns în corp de la 5 petiții și la 18 adrese prezidentului de instituția de statului, Consiliul Județean de Prefectură, Agenția de Vădătoare de BSP, Bacău, Rămpres, BSVSA, Direcția de Probație din Bacău. Am participat și am aprobat la bună organizare și desfășurarea zilor Comunei Cașin al evenimentului Obrășeanii Oriței. Am primat la serviciul de probație din Bacău dosare pentru cetățenii din domiciliul Comuna Cașin
care au fost condamnați prin hotărâre judecătorească să presteze ordinea controlului comunității. În relația cu Consiliul Local, de alături de domnul primar, am promovat proiectul de hotărâre care a devenit hotărât prin votul dumneavoastră. Am participat la toate ședințele Consiliului Local, precum și în cadrul ședințelor stabilite, pe comisia din care fac parte. Față de cele expuse, consider că raportul prezentat este perfectibil. Știu că nu am reușit să cuprind în realitate toate și profunzimea lor problemele comune, dar alături de propria mea analiză și discuții care vor avea loc pe marginea acestui material, observații și propuneri mele, mă vor arăta să nu perfecționez activitatea. Vă mulțumesc! Rapoarte de activitate Consiliului Local. S-au depozitat? Da, am fost la dumneavoastră. Ca ei nu le-a depus, timpul de dumneavoastră, de fapt, vă să așa. Dacă sunt întrebări... Și unde o pun? Mai este o pun. Dar asta nu discuții. Nici n-am mai știut. Propunerea Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale, individuale, a tuturor comunitate. Aici discuții, păreri, părerea dumneavoastră care s-a format în decursul anului 2018 de pe activitate doamnă secretar. Eu am părerea formată mai bună ca dumneavoastră pentru lucrurile de zi cu dânsa. Aștept păreri. Părerea mea va fi până fișa de evaluare care o voi face în urmă în viață. Atunci, discuții pe ordinea de zi, întrebări, legalități. Da, aș putea să mă întreb eu, am văzut că aici la capitolul Cultură, Recreere și Religie aveți 30.000 de lei da. Pentru executare la ANEL. Da, pentru executare. Pentru mai aveți de dat. Mă e, cel care a făcut procesul la așa, cu contractul, mă e, sunt 60.000 și terminăm. Și din colo 360 de mii. Gata, mă sper să am celulare erat acum, dar după păcate, dacă totul se reparizează politic, nu am primit. Am celulare erat, alții am văzut că au primit care aveau datorii. Chiar m-am uitat pe acest lucru, vreau să dau numele celor care au primit, au primit o sumă considerabilă de mari, datorii care a moștenit la fel ca primar, a moștenit la fostul primar. Acela care a primit o sumă foarte mare, la noi nu era atât de mult, era vreo 4 miliarde și ceva, am cerut și noi, nu s-a dat. Asta e, vom vedea la anul cum vom proceda, în bugetul după 2019, o să solicit în loc, în luna lui ianuarie, poate avem un proces, mai un proces cu lor și avem și o plânge penal, la care s-a dat casare, la care am fost contestați, privind cămânul la poliția, sper că prin procuror să deci sunt un pic de dreptate. Dacă nu, vom luăm și în stanță. Aici l-a iluminat-o public 21.000 de lei. Da. Probabil că s-au amplasat luminițele. S-au și revizuit pentru că erau foarte multe becuri. Da, revizia. Revizia cu trimisul... Deci s-au și becuri da. Care nu funcționa. Da, revizia cu trimisul 4. Am văzut că dimineața, pe la 6:30, nu sunt aprinse becuri și este plinării. Dacă... Nu știu... Dacă vreți să le aprindem, putem aprinde la 5 la 7. La 5 la 7, dar programul e, știu, programul este de mare acum, putem de iarnă, fiindcă vedeți că le aprindem la 5 seara. Știți, vara le aprindeam la 8, la 9, la 10, la 1. O să, chiar eu, o să mă ocup astăzi și o să fac program până la ora, atunci până la ora 7. La ora 7 deja e lumină. Partea de jos la 7, la 7 și acolo. Da. Că eu știu că le-am problemat 6.30. Nu, e posibil. Partea aia, acolo, pe uliță. Nu, observația este cine e posibil. E posibil, băieții când au pus gelanțele, i-au oprit ei. Și probabil când au dat drumul, s-a declarat un pic ora. Dar noi, la care avea legat la 6.30, a fost declarat ultima ar fi. O să verificăm asta. Am întrebat, o să vedem că s-a făcut registrul, dacă sunteți informat cu restul. Bun, proiectul ăsta de extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman. Da. Să înțeleg că proiectul a avut o anumită valoare, indicatorii tehnico-economici care au fost aprobați inițial. Da. Probabil când s-a făcut achiziția pe SEAP, da, au rezultat și niște diferențe. Și văd aici da. De lucrurilor de 12.300 o diferență, mă refer la banii din bugetul local, că practic asta
Restul pe nederăul, banii sunt veniți. Deci, la penerii știți ce am pățit. Prima fază am avut un valoare cu hectarii mai mari. A fost obligat, fiindcă pe penerii 2 nu a avut standard de cost pe spitale. Dispensarul proiectat a făcut un standard de cost privind spitalele, care este mult mai mare, și a avut pentru școli. Și atunci am fost nevoiți ca 40 și ceva de mii de lei să dăm jos în... Norocul nostru e că am găsit construcțiul să-l facă. La așteptat cel mare și a pus echipul domn primar acolo, nu găsește construcțiul să facă, să-i facă dispensarul, fiindcă este sub evaluare. Inițial, proiectantul a făcut o evaluare corectă, folosind țară de cost privind spitalele, și în urmă când a fost nevoie să dăm jos, când a avut guvernul acest standard de cost băgat pe nivelul 2, a luat valoare mai mică. Deci e vorba de... Aici am devenit un general acolo la... Da, diferența de 65 a fost da. Bugetul locat 65 65 și 65 a fost și acum 7989. Da, așa e diferența. De aceea am întrebat... Am luat o prima trage de plată. Deci, pe ce s-a editat până acum am fost la Guvena, de pe documentația, e realizat de banii. Foarte să-l știu, dar bine că au intrat și ei. Aveam emoții că, până la urmă, nu aveam ce pățim noi nimic, fiindcă în contractul care am făcut postul, am stipulat articol. În care va primi banii, va face plata guvernului. Ultima soluție este să găsiți, trimiteți la guvern, să plătim noi. Ceea ce noi nu aveam, nici nu, și nici nu făcea cum aveau să dea bani. Dar au găsit soluție, am văzut verificare la guvern în fondul rezervă și au dat bani la toate OAT-urile unde au fost lucrări pe NDD 2, băgate la finanțare. Un lucru pot să apărea până în ianuarie, și nu este niciunul, am aflat că este un adevăr, se va continua cu primirile 2, se vor finanța în proiecte care au fost depuse. Noi atunci am depus 6 proiecte, în care am avut finanțate, practic, două. Dotarea dispensarului de la Culița și Crașin și extinderea dispensarului de Crașin. Vă luați vreo 5 miliarde și ceva, dacă nu greșesc. Și am avut școala depusă, modernizarea iluminată publică și căminul cultural. Extinderea și modernizarea căminul cultural de Crașin. Și s-a părea că sunt bani, sunt fonduri și nu vor primi alte proiecte, ci vor finanța în cele depuse, deci vor lua iar la evaluare să-i finanțeze. Eu sper că în ianuarie să avem și noi norocul și nu numai norocul, că trebuie să și mergi, să vorbești. Vom obține măcar școală. Măcar școală, dacă obține, ar fi un lucru extraordinar pentru comuna noastră. Dispensorul acum vreau să modernizează, lucrarea este cu bun simț făcută. Când va fi gata, vom mobila și vom dota pentru țări, reținim la baia comunală, deci sunt deja cumpărate toate echipamentele, sunt noi, de ultimă generație. Sperăm că va fi benefic pentru cultură comunicașă, dar urgăm-te la dumneavoastră, dacă tot mai aveți, care aveți cunoștințe către doctori în municipiul Onești, să vorbiți că eu m-am interesat până acum, nu am găsit medic, o clinicien. Stomatologul s-ar părea că o să fie, și o să fie chiar un cășunean, dar o să adică cășunean părinții, că mama e ca și de aici, și s-ar putea să vină, să, având în vedere că binetul este dotat, el nu va folosi decât consumabile. Vom da atunci o tălere cu consiliul local prin care vom percepe acolo o chilie, dar eu zic acum, asta e ideea mea, chilia să fie mai mult modică, dar prețurile, vis-a-vis serviciul medical că pe cetățean, să fie mai mici ca în oraș. Deci beneficiarul final cetățean o să beneficieze de servicii medicale mai ieftin, adică așa, cu prețul mai mic. Se simt incentivizarea acestei investiții. Eu sper că a fost și problema cu vecinul cu construcția, s-au rezolvat, vecinul a venit acum acasă, sper că sunt planul să discutăm în vot, să discutăm. Zic eu că va fi bine într-un final. Dar dacă aveți cunoștințe, cu atât mă repet, vă rog frumos să... Deci nu am nicio preferință pentru niciun domn doctor sau doamnă doctor în oraș. Care vrea să vină să facă treabă, va avea și că bine și dispensarul la Crașin și cel la Culița. Va face program. Mulți speresc în doctorul care a vorbit că nu vor cu casă de asigurări să lucreze. Și e normal, nu e obligatoriu cu casă de asigurări. Asta e. Dumneavoastră vă face serviciu, că exact cum te duci la doamna, nu mă dau exemplu, că vine particular în oraș. E dur și... Contracost, da. E că speresc de cauza că primesc foarte greu bani la casă de asigurări și nu prea vor lucrul ăsta. Dar în final, asta va fi pentru toată lumea și pentru medici. Obligatoriu va fi pentru casă, nu la urmă, pentru toți. Care de vor, chiar de nu vor. Da, dar nu poți să-i oblici. Adică el nu vine.
Acum, acum, în prezent. Da. Dar pe parcurs, e ca și cu gunoiul, ca și nu, sistemul, la noi sistemul este, cum vă spun, așa s-a primit la noi, cu Casa de Asigurări Națională la nivel național. E, în țările civilizate din peste ocean, la SUA și Canada, nu este așa. Fiecare individ se asigură la un spital, care vrea el. Dacă spitalul respectiv nu are clinică specialitate pentru boala care o are el, sau operația care trebuie să facă, dar nu spitalul are contract cu alt spital, se trimite pacientul acolo. Și atunci omul, vă spun, dacă s-ar face și sistemul ăsta, prin care ai putea să faci lucrul acesta, iar la sistemul național în sănătate să oprească mai puțin din salariul sau din pensie, adică să oprească mai puțin și pentru cei nevoiași care nu au venit. Dacă țări se plătește consultația integrală și CASE-ul îți trimite banii ție, CASE-ul nu are nicio treabă. Eu mă duc la doctorul Vâncea, dar la CASE-ul. Eu mă duc la doctorul Vâncea, dar la CASE-ul. Deci este asigurat. Casa de asigurări, în termen de o lună de zile maxim, îți dă... Fiindcă eu vă spun, de exemplu, eu am 24 de ani sunt trez, da? Nu am fost niciodată internat. Când mi-am făcut la medicalii, ca să nu scap un policlinic, m-am dus la privat. Am făcut chiar unul luni, am fost și la Dumnezeu Mănești. Așa, am unii și probleme. Deci m-am dus, n-am scap. Și banii care am dat la CASE, practic, în cotizie? De degeaba. Nu dau geaba, îi folosește pentru cei care nu au încercat. Nu dau geaba. E de încercat. Fiecare lucru nu avem nevoie. Dacă avem nevoie, completăm formularul. Da, alte întrebări? Aici, la monumentul centenar, monumentul celor de Mesteacăn, așa l-ați numit tot monumentul ăla din piatră. Da, da. Ok. N-am înțeles eu sau am citit printre rânduri acel monument, am văzut că ați concesionat 5 metri pătrați. 5 sau 6. Și a zis contract de donație, aici sunt puțin numărat. Contract de concesiune de 30 de ani. Nu, și a zis contract de donație și era puțin... De aia vreau să ne explicați. Da, probabil am înțeles o bine sau m-ați spus mașina strășit. Da, cred că am... Ah, ok. Deci 5 metri pătrați pentru monument, concesionat pe 30 de ani. Da. Ok, bun. Deci am înțeles o bine. Pe loc va fi al nostru la tot terenul. Referitor la cele ca două... Ca să facem acolo un cimitir, să rămân, faci și un gard modest, tot în viteac. Da, și să rămână acolo. Da, să rămână acolo. Nu mai scot și ele, duci și ele. Da, tocmai de asta. Ar fi bine deplantat mestece în locul crucilor și rămâne ca o... Nu, nu. Dar fiecare cruce plantat și când s-au făcut mestece... Da, nu e bine, dacă îi pui un... Acolo trebuie plantat la loc. Brazii care au fost în jurul cimitirului, au fost niște brazi acolo. Brazi au fost, iar crucea respectivă, adică am terminat, doamnă, și cum iau și-o făcut. Referitor la cele două, ultimele două care le-am... Vreau să vă întreb dacă aveți, ce documentație aveți, ce rapoart, ceva de la Comisia Cumpul Funciar cu spatele din... Nu, este legii. Este hotărât ordinul Ministrului Agriculturii, prin care este reglementat ce documente trebuie să ne scoate în circuitul agricol. Cei da, care... deci, la momentul nu da. Avem nimic, e doar un proiect, noi am avut de nu, documentația există, sunt creată, sunt dosarele. Da. Și la unul din cerinții era și hotărârea Consiliului Local, care este administratorul bun în domeniul public, primarul este cel care reprezintă și execută. La Consiliul Local administrează domeniul public, da? Aprobarea Consiliului Local scrie de acord pentru scoarea circuitului agricol. Bineînțeles, cum spunea Cumpria că nu e de acord, dar asta e cerința la cei de la Direcția Agricolă și conform ordinului. Sunt foarte multe documente. Face și studiu fiziologic. Am venit cu domnul director la OSPA, vine să face studiu fiziologic, da. Care trebuie plătit. Da, atât. Da. Pentru doamna secretar, felicitări pentru anul acesta. Mulțumesc, Dumnezeu, abilă la fel și luminată, ca să putem colabora mai departe cu Consiliul Local, în cadrul primăriei. Da, trece. Mai vreți ceva? Da, vreau să spun ceva. Uite, vă zic că referitor la punctele care sunt
care au fost dezbătute în ședință. Sunt de acord. Poate nu e nicio problemă dificilă sau care să prezinte punerea discuții. Îl felicitări pentru rapoartele de activitate la toți în ședință de comisie. Tot ce s-a specificat au fost trecute prin ședințele noastre. Și ce s-a spus, s-a spus atunci, de fapt. Așa au fost dezbaterile respective. Rapoartele consilierilor comunicași au fost depuse. E vorba de doamne secretare. Ce să vă zic, că dacă ar fi să vă fac eu o evaluare, nu știu dacă este bine. Dar nici doamne Preceanu. Nu v-ați verificat o evaluare, dar nu a performanțelor. Verificați evaluare. Dar ești ceva de propunere. Deci, dacă nu a făcut față hotărârilor Consiliului Local, puteți să spuneți. Nu hotărârilor Consiliului. Da, vă zic că eu zic să-i felicităm pe toți, și pe consilier, și pe primar, și pe secretar, și pe viceprimar, și pe fosta doamnă viceprimar. Da, apropo, fiecare eu în raportul consilierului am făcut jumătate de an viceprimar, dar nu vor de fapte, și jumătate consilier. Așa. Și cred că fiecare în felul lui și-a adus raportul cât am putut la buna desfășurare a activității primăriei Comunei Cașin. Și acum așteptăm cu toții să trecem în noul an, să ne apucăm de măsurile care vor fi luate și ceea ce va fi făcut. Îmi permit să-l dau un sfat. Când am făcut eu facultatea de drept, acum 40 de ani, 40 de ani, m-am avut decan de facultate pe vestitul penalist Ion Dogaru. Ei, nu Dogaru ăsta care este la televizor de la armată. Spune așa, și cu scuzele de rigoare, dar e bine să le ții în viață. Juristul, când se exprimă în fața unei majorități sau unei sări sau unei, trebuie să vorbească cu voce tare, clar și respicat. Să nu dea dovada că sau impresia sau posibilitatea ca ceilalți să interpreteze ceea ce a spus, auzind mai mulți, așa ceea ce a spus, nimeni nu va să mai spune nimic. Asta a fost expresia mea. Te-a sfătuit să vorbești un timp mai tare când prezinți eu, când ești în casă, când de cineva doare, treaba ta. Dar când ești în viață, când în viață e bine așa. Cum spun eu, pentru că nu dai loc de interpretare la nimic. În general. Și e bine, e bine. Nu mai vorbesc cu mine de poliție. Era, n-aveai voie să, așa era indicația, n-aveai voie ca când intrai în patrulare pe timp de noapte, să mergi pe trotuar pe lângă gardă, ce fac mijlocul drumului, că îți dă unul cu sticla în cap sau cu vățul pe partea aia altă. Și când faci câte o intervenție de-a mea, să vorbești cu voce tare, ca să audă toată lumea și să nu se dea lucruri de interpretare. Pe linie justică e complicată treaba. Dar dacă ai trecut prin această școală, sunt convins că ai să te, să te rezolvi. Nu știu, tare fi vrut să-l întreb pe domnul primar, care toată știe doamna secretară, care mai e stadiu cu gazele. Nu știu, este conciliat. Da. Eu o întreb în fiecare ședință că acum la televizor s-a pus foarte mare atenție. Da. Să auzi copiii. Da. Da. Doamna secretară, Aici,
Noi umblăm acolo în mărus Margarita, noi umblăm acolo în din loc să la alta, mărus Margarita, din loc să la alta. Și cain oricum pe nimeni, mărus Margarita, și cain oricum pe șabu trebuie potcoviț, mărus Margarita, șabu trebuie potcoviț. Cu potcoave de colaj, mărus Margarita, cu potcoave de colaj. Și cu cuie de cârnaț, mărus Margarita, și cu cuie de cârnaț. Scoală gază, dă-n colac, mărus Margarita, scoală gază, dă-n colac. Rămâi gază sănătoasă, mărus Margarita, noi merem la altă casă. Da. Vin colindătorii, cum venea odată leruile, să colinde seara asta minunată leruile, dar li gura arsă și li sochi lacrim leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă leruile, și cum se cuvine să-i poftiți la masă leruile. Ni-i trimite Sfântul să ne încerce mila leruile. Domnima de astăzi să-și deschidă vila leruile. Șovăieni pasul, mâinile plăpând de leruile. Tremura li glasul, nu știu să colinde leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimic aleruile, domnilor de astăzi să vă apuce frica leruile. Mută-i întrebarea ce răsună afară leruile. A murit degeaba ce-ați făcut din țară leruile. Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse leruile. Pe la porți străine, ce ne stau închise leruile. Vin colindătorii, cum venea odată leruile, să colinde seara asta minunată leruile. Dar li gura arsă și li sochi lacrimi leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim leruile. La toată casa e lumină, la toată casa e lumină. La tot omul-i masa plină, zâurel de zâuă. La ferești cu flori domnești, zâurel de zâuă. La obloace busuioace, zâurel de zâuă. Cine șade în astă casă, zâurel de zâuă, șădromând de vița leasă, zâurel de zâuă. Și la anul om venit,
zureri de ziua. Nu mai dar că ni spofti. Zureri de ziua. Și la anul am venit. Zureri de ziua. Nu mai sănătoși de-om fi. Zureri de ziua. La Cașin, ele sunt grupul suratele, uitați că din mare grup acum, în anul trecut a fost de 4, de 5, acum avem un grup mai mare, mă indicez votul da. Să le mulțumim încă o dată. Dacă am, zic eu, bucurie sfătească, o am aceea că de acum 6 ani, de când am intrat în primărie, iată unde s-a ajuns. Avem, am reviat tradițiile, ceea ce era inexistent. Vă spun sincer, țineți-mi luați aminte că nu erau nici dansuri populare. Păcat că înainte de 89 se făcea. Din 89 până în 2012 a fost o perioadă, zic eu, nu mai zic, cum a fost, fără aceste activități. Uitați cât de frumos sunt îmbrăcate, vor merge și la biserică, coindată, vor merge și pe 24 la oameni cu gospodari din comună să se coindați, da? Deci mi-ați promis și așa o să faceți. Vor merge și la anul, și la anul altul, pe urmă, care vor pleca ea la facultăți, vor pleca și în alte, vor veni altele la rând și tot așa, și mă bucur că tradiția se păstrează de acum. A fost greu începutul, dar vedeți că orice început se pornește greu, dar să aibă continuitate. Și îmi dorim tot sufletul, indiferent cine va fi la cârma acestei localități, ca primar, cine va fi, să păstreze aceste date și obiceiuri, să-i ajute pe copii, copiii trebuie să ajutați, copiii muncesc pentru aceste activități destul de mult. Îi mulțumim și doamnei director pentru implicare în aceste activități, cadrele didactice care îi ajută. Chiar anul ăsta a fost prins ieri, n-ați venit la acea serbare a școlii Cașin. A fost o serbare, ba da, am anunțat în ultima ședință, pe 19 are loc serbarea. N-ați venit, dar a fost o serbare bine deosebită pe anul trecut, am avut și dansul modele, tot între ele dansul modele, a rămas chiar așa, un pic și surprins. Nu știam. Știam dansul popular, că dansează, că cântă foarte frumos fetele, dar nu știam că sunt început și la dansul model. Chiar arătau foarte bine pe scenă, felicitări încă o dată fetelor. Mulțumim. Așa, aș lua un pic pe vot, da? Eu trimit cu domnul consilier și cu un mergem în birou, da? Să stăm un pic pe vot, da? Mulțumim frumos. Și a măsurilor de revizionizare a acestei activități. Cine este pentru?
Nu fiind frumos, nu